cu doamna Alisra Gazan. Doamna Alisra Gazan este ca și formare asistent medical. Vine în fața noastră astăzi în calitate de coordonator al Catedrei de Nursing, Farmacie și Științe a școlii. Este cea care pune bazele formării asistenților medicali prin partea cea mai grea, cea profesională. Este interfața, dacă vreți așa, între ceea ce înseamnă elev și cadrele medicale care participă la formarea acesteia. Alisa Gazan, te rugăm. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Înainte de a fi asistent medical, cadru medical, m-am format ca și profesor. Deci am dublă specializare. Întâi am fost pentru mulți ani profesor. După am făcut această reconversie profesională. Am să încerc să spun în câteva minute ceea ce a însemnat pentru noi adaptarea activității de formare a asistentului medical în contextul pandemic. După cum spunea și colega mea, reprezint Catedra de Nursing, Farmacie și Științe. Este cea mai mare catedră din cadrul școlii noastre. Însumează un număr de 45 de profesori, medici, farmaciști, profesori de instruire practică. Toți am încercat și am pus umărul și cred că am și reușit într-o foarte mare măsură să ne adaptăm acestor noi condiții. Sistemul școlar online a reprezentat și reprezintă în continuare o provocare pentru toți factorii implicați în procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula față în față, formula clasică de învățământ, la modalitatea online de livrare a actului educațional a presupus opriere pe cerințele impuse de urgență, dar și o cotitură didactică și de paradigmă. Starea pandemică a oferit de asemenea și oportunități pentru transformarea pedagogiei și transformarea etosului școlar, noi modalități de predare și învățare, noi moduri de comunicare cu elevii, noi roluri pentru creșterea nivelului general de cunoaștere al elevilor, un dialog autentic, direct cu clasa. Și pe lângă acest proces anevoios al întregului sistem educațional, o adevărată provocare a constituit să fii cadru didactic într-o școală de formare a cadrelor medicale. A forma, a crește un asistent medical complet în toate dimensiunile era o provocare și o responsabilitate imensă și în condiții normale, non-pandemice. După cum știți, conform standardului de pregătire profesională, programul de formare al asistentului medical generalist include 4600 de ore de formare teoretică și clinică, perioada de formare teoretică reprezentând cel puțin o treime, iar cea de formare clinică cel puțin jumătate din perioada de formare. În actul de predare, formare teoretică, în calitatea noastră de profesori, am promovat experiențele de învățare prin conținuturi și activități cât mai variate, care susțin dezvoltarea potențialului fiecărui viitor asistent medical. Prin activitățile de învățare online interactive, am reușit să stimulăm implicarea activă a elevilor prin înțelegerea nevoilor lor, care și-au asumat responsabilitatea conștient, am exersat capacitățile de analiză și decizie, stimulând inițiativa acestora, am asigurat clarificarea conceptuală și integrarea ușoară a cunoștințelor asimilate, profitând în primul rând de accesibilitatea materialelor online.
Am oferit o perspectivă de ansamblu asupra activităților viitoare, organizând diverse conferințe, congrese, cum este și acesta de astăzi. Prin toate aceste evenimente am asigurat un demers interactiv al actului de predare, învățare, evaluare, valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea viitoarelor cadre medicale în contextul atâtor necunoscute, a pierderii unor perioade de învățare practică care va avea efecte durabile asupra elevilor din anii următori și a anxietății și stresului în rândul personalului din sistemul medical, așa cum foarte frumos au spus și doamnele doctor. Cu alte cuvinte, ne-am adaptat. Nu știu însă în ce măsură am reușit, doar timpul ne va arăta asta. O implicare vastă a tuturor actorilor din sistemul de educație și cel medical la toate nivelurile și în toate etapele ciclului de planificare și formare este esențială pentru a continua și a contura intervențiile necesare pentru a asigura disponibilitatea de a le sprijini activ, în special în vremurile de incertitudine. Cu alte cuvinte, ceea ce ne desparte aceste condiții pandemice, iată că ne aduce mai aproape în spiritul de echipă. Cu toate aceste așteptări și realități legate de învățământ, vrem să abordăm formarea cu optimism, cu încredere, atribute care ar trebui insuflate și elevilor noștri, viitoare cadre medicale. Iar măsurile de protecție pe care ne străduim să învățăm să fie, de fapt, lecții de responsabilitate și solidaritate. Doar așa vom reuși, uniți și împreună, toți actorii implicați în acest proces de formare a celui care până acum a fost pus în centrul acestei discuții, asistentul medical. Vă mulțumesc frumos! Noi îți mulțumim, Alice, pentru că știm că efortul tău nu este de neglijat a susține aceste lucruri pe care tu le-ai enunțat mai devreme și știm că uneori timpul dedicat acestor activități a depășit cu mult timpul firesc de lucru pentru a găsi cele mai bune soluții pentru toată lumea. Îți mulțumim frumos și continuăm întâlnirea noastră cu o altă colegă, doamna profesor Mirela Mărioara Avram, este de asemenea la formarea asistent medical, vorbește astăzi în fața noastră în calitate de coordonator al stagiilor de instruire clinică. Prin urmare, o rugăm frumos să ne spună care au fost condițiile în care s-au întâmplat aceste lucruri în această perioadă în care știm cu toții, atât noi ca și cadre didactice, cât și dumneavoastră ca profesioniști în sănătate, dar mai ales elevii noștri, că nu au putut să se bucure, să beneficieze de aceleași condiții în practică, având în vedere că majoritatea partenerilor noștri au avut niște restricții în această perioadă. Mirela, te rugăm frumos! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fim împreună în această zi în care celebrăm sănătatea. Acum, mai mult decât oricând, după mult timp, analizăm în context universal ce înseamnă sănătatea pentru noi. A trecut puțin mai mult de un an de când a fost declarată pandemia. Trăim o filă de viață care va fi studiată în istoria nursing-ului. Da, scriem istorie. Trăim o realitate care impune adaptare, transformare, acțiune intenționată. Mă gândesc la câteva repere care merită să le avem în vedere când vorbim despre pregătirea viitorilor asistenți medicali. 1. Folosirea tehnologiei digitale pentru a depăși problemele legate de distanțarea socială. 2.
accentuarea importanței asistenței preventive și facilitarea implementării cunoștințelor teoretice în practică. 3. Implicarea în îngrijiri specifice grupelor de persoane vulnerabile, îmbătrânirea populației și transmiterea bolilor prin diversificarea factorilor determinată de încălzirea globală, impune extinderea forței de muncă și profesionalizarea și specializarea acesteia. 4. Importanța impactului psihologic și asigurarea stării de bine atât a pacienților, cât și a echipei medicale prin comunicare și creare de relații, prin acordarea unei atenții sporite tuturor semnalelor de relaționare interumană. 5. Consolidarea statutului profesiei de asistent medical, așa încât persoanele care aleg această profesie să simtă susținerea unui sistem de valori sănătoase, care conferă respect și împlinire. Aceste repere se regăsesc în organizarea stagiilor de practică care urmăresc realizarea pregătirii profesionale în context COVID la standarde de calitate europeană. Am respectat regulile cerute de siguranța vieții și am păstrat nivelul pregătirii practice prin adoptarea celor mai bune soluții. Cabinetele de medicină de familie și clinicile ambulatorii au permis unui număr mare de elevi realizarea stagiilor clinice. Întâlnirile ritmice în mediul online și folosirea resurselor e-learning au asigurat observarea, discutarea și înțelegerea activităților din unitățile sanitare în general și a tehnicilor de îngrijire în special. Aceste soluții demonstrează adaptarea noastră, elevi și profesori din Școala Pozițională Sanitară Carol Davila, la schimbările determinate de pandemie. Dorim să revenim în unitățile sanitare pentru realizarea stagiilor de practică, dar în același timp suntem conștienți de importanța respectării regulilor impuse și mă gândesc la distanțare socială, purtarea măștii, vaccinare, pentru eradicarea pandemiei. Este important să privim spre viitor și să folosim la maxim resursele care le deținem în acest moment. Să credem că suntem la locul potrivit, în momentul potrivit și să folosim fiecare oportunitate de creștere. Interiorizarea tuturor competențelor asigură realizarea de către asistentul medical a unei îngrijiri holistice. Este timpul să conștientizăm că toate cunoștințele teoretice sunt baza activității practice. Implicarea, timpul, munca individuală și în echipă, investite în procesul de învățare teoretic, sunt elemente esențiale care determină aplicarea practică cu rezultate excelente. Excelența în îngrijirea omului sănătos și a omului bolnav înseamnă adaptare și transformare. Înseamnă să spunem nu mediocrității. Înseamnă abilități puternice pentru oameni, pur și simplu. Mediul de îngrijire a sănătății este în continuă schimbare.
și necesită flexibilitate, creativitate și uneori tenacitate absolută pentru a trece peste o zi. Iar rolul de asistent medical are responsabilități suplimentare care sporesc nevoia de claritate, comunicare și relații interumane. Mi place foarte mult un citat care, nu știu dacă mi-l amintesc foarte bine, dar încerc să vi-l spun. Fă azi ceea ce alții nu vor să facă și mâine vei fi cel care va face ceea ce ceilalți nu pot. Tu, ce alegi să faci acum în pandemia COVID, astfel încât în viitor să fiu un asistent profesionist? Vă mulțumesc! O întrebare bună la care medităm, Mirela, după următoarea prezentare. Îți mulțumim frumos, știm cât de implicată ești în identificarea celor mai bune soluții de practică pentru elevii școlii noastre și știm cât de mult crezi în această profesie vocațională.